Hai că am revenit și dacă tot am revenit, îi mulțumesc Decolte Shop pentru această frumoasă ținută și vreau să te întreb, Jules, ce faci cu părul tău în general, așa, când pleci în vacanță? Când plec în vacanță? Da. Deci plec în vacanță în locuri însorite, când mă întorc de acolo, mă întorc mai decolorat. Așa. Lumea mă întreabă, ți-ai făcut șuvițe? Eu caut să-i convinc că nu, știi? Da. Și de multe ori nu știu ce să-i fac, pentru că am un păr așa mai sensibil, să zic, știi? Mm-hmm. Și mi-l atacă razele soarelui, ori apa mării. Da, sau apa din piscină, nu? Exact, da, și caut fel de tratamente, printre care și tac, da. M-am spălat și cu șampol de cal. Sau pentru cai. Serios? Cum? Și da. Eu la un moment la recomandarea unui prieten. Asta. Da, ci că nu e bine să faci asta. Așa păi, se... Eu am... Bine că s-a terminat videoclipul. Uite, vorbim despre expunerea la soare, dragă, și ce efecte are asupra părului nostru am această înțeles. Expunere la soare și de-aia vii tu cu șuvițe, că faci ceva acolo. Cu invitata noastră, Roxana Râcu, trainer, frizer și frizerie și coafură, da? Bine că n-am greșit. Bine ai venit, Roxana. Bine v-am găsit. Uite, vorbim așa, pentru că noi zicem, mă duc la soare, mă duc la mare și ce? Mă ud și nu o să-mi atace, nu? Soarele, părul. Dar, dimpotrivă, se întâmplă niște lucruri acolo, nu? Da, da. Se deteriorează din cauza razelor de soare, apa clorurată, sărată, vânt. Și toată expunerea asta la soare nu face decât să subțieze firul de păr și să-l usuce foarte tare. Bun, eu vreau așa o listă, pentru că tot e vremea vacanțelor, nu? Și vreau așa o listă să știm ce este bine de făcut și ce nu trebuie să facem atunci când plecăm. Și cu ce plecăm în bagaj, mai ales? Mai ales plecăm cu pălării și cu eșarfe ca să prevenim degradarea firului de păr și cea mai eficientă metodă este de a-ți aplica o mască pentru păr ultrahidratantă și un șampon cu keratină la șamponare. Da? Uleiuri vitaminizate cu un factor de protecție foarte ridicat care se pulverizează pe scalp și de-a lungul firului de păr. Atunci firul de păr se umple, cuticula se umple și se sigilează și el este protejat de razele soarelui și totodată de soare de vânt. Ai auzit, Jules, deci trebuie să pleci cu un arsenal întreg în bagaj, uleiuri. Eu mai iau ceva. Da. Pe lângă ce a spus Așa. Invitata noastră. Da. Îmi iau o sticluță de 200 de mililitri în care pun gaz lampant. Așa. Amestecat cu ulei de ricin. Așa. Și te dai pe păr Am văzut el? Pe invitată că a făcut așa un a avut gest. O grimasă. Vreau să vă spun că nu vreau să recomand nimănui. Da, da. Eu spun ce fac eu. Da. Îmi cădea părul foarte des. Am folosit această soluție. Uh-huh. Luată de la niște bătrâni care au 80 și ceva de ani și Așa. Care au părul cum îl ai tu. Așa, da. Și care mie mi-a făcut bine. Te-a făcut bine, da. Da. Dar sunt, iată, aceste leacuri băbești, așa, mai sunt la căutare în zilele noastre, fac bine, fac rău, cum sunt? Pentru că, vorba, internetul e plin de așa ceva, mai aflăm și noi de la recomandări de la diversi prieteni. Acum este important să vezi pe ce tip de păr aplici acest gaz sau petroleum, cum se găsește Așa. În comerț. Da. Uleiul de ricin se recomandă pentru scalp și pentru firul de păr în orice situație. Pentru că regenerează. Regenerează nu? Foarte bine și hrănește firul de păr. Dar eu cu gazul depinde nu prea, nu? De tipul de păr și pielea, ca să nu afecteze să ardă un pic. Să nu ardă. Da, da, uh-huh. Să se exfolieze pielea capului. Adică să nu fie foarte dur cu, da, cu scalpul. Da, da, da. Uh-huh. La aplicare, el poate să degreseze la fel firul de păr, poate să pielea capului și atunci există situații în care să fie dăunătoare. Uh-huh. Dar uleiul de măsline, iată, bun la toate... Uleiul de măsline, uleiul de argan, de cocos, Așa. Este foarte recomandat în aceste situații. Și în ce orice... facem? Îl pulverizăm când mergem la mare? El se pulverizează după spălarea părului, întotdeauna pe părul ud, da. Da? Să fie cuticula deschisă, după șamponare, se deschide cuticula și se pulverizează în stare umedă a firului de păr. Și nu se îngrașă, adică nu rămâne senzația aia de păr gras după ce te-ai spălat? Nu.
nu trebuie să pulverizezi în cantitate normal, mare. Da. Pui câteva picături pe palmele, freci și apoi și dai... Și simți că intră în păr, exact, nu? Da. Cuticula se umple, se sigilează, hrănește foarte mult aceste uleiuri. Sunt foarte, foarte recomandate în ziua de astăzi, mai ales cele care au un FPS foarte ridicat. Este foarte... Deci există uleiuri cu FPS pentru da, păr? Da. Da? Da. Sunt foarte, foarte la mare căutare de doamnele iubitoare. De-aia zic, că eu de-aia întreb. Ca să nu ne mai decolorăm. Păi da, iubitoarele de păr lung îl folosesc foarte mult și persoanele care au părul vopsit, care este decolorat, care cu este șuvițe. Cel mai... Da, este foarte expus la factorii de mediu foarte degenerate. Bun, vreau să mai știu așa ce fac persoanele cu păr blond când se duc la mare, dar blond, nu uite cum l-ai. Eu sunt așa mai amestecat, ești da. Ești nisipiu, așa. Da. Persoane cu păr blond, este mai fragil, nu, părul da. Blond? Da, se protejează foarte mult cu eșarfă, este indicat să protejeze cu o pălărie, cu șapcă, cu ce are la îndemână, să stea, să nu intre foarte mult cu părul fără cască în apa sărată sau în piscine cu apa clorurată. Este foarte se important face verde. Să... Este un mit, știi? Că dacă ești blondă, să nu te duci la piscină. De ce? Că ești cu părul verde. De la substanțe de la acolo? Clor, da. Oule. Da, serios? N-am știut. Se usucă foarte așa, mult, da. Se usucă. Apoi să nu-l șamponeze excesiv, deoarece substanțele detergente din șampon îl degresează foarte mult și sebumul începe, care el este produs în cantitate normală, care protejează firul de păr și scalpul, el începe să capete o cantitate mult mai accentuată din cauza degresării. Este foarte important să folosești mai puțin uscătoarele de păr și să mai lași și tu liber. Exact, bucuie, după, nu? Da, da. Și la limpezire să folosește apă un pic mai rece ca să se închidă cuticula și să protejeze astfel, să fie închisă cuticula. Da. Dar aceste produse pe care trebuie să le aplicăm înainte să mergem și să ne expunem la soare, cum ar fi uleiuri, cremele acestea hidratante, le lasăm așa de la, nu știu, jumătatea firului de păr în jos sau și spre rădăcină? Și spre rădăcină, și pe scalp, și pe rădăcină, când suntem la plajă, când suntem la piscină. Apoi, în restul, când revenim din vacanță, putem să le folosim pe vârfuri, după spălarea părului, să fie părul proaspăt spălat și și folosim un uscător sau îl aranjăm, îl modelăm, îl coafăm. Este foarte important să dăm la vârfuri. După aceea, este foarte important de a folosi un produs de styling care să fie tot așa cu produse grase, care să fie utilizat după stilizare. Dar e bine să ne vopsim înainte să mergem, de exemplu, în concediu sau după ce venim din concediu? Ca să nu muncim degeaba, da, întreb. Eu recomand după ce venim din concediu, pentru că la soare oricum se decolorează culoarea și pierdem culoarea, îl folosim, dar doamnele se aranjează, se fac păi frumoase. Păi doamnele se duc la manipedii, da. Se duc, se aranjează, da. Uite așa, și când vin acasă... Manipedihair. Manipedihair, exact. Și da. Vin acasă cu uitat tot apărul. Da, da, de la apă sărată se decolorează, de la soare, ele vor să fie frumoase și se fac și dinainte și după aceea și forțează foarte mult. Plus că este recomandat când revenim din vacanță să și tundem un centimetru din lungime. Chiar dacă această metodă nu prea o agrează doamnele care sunt iubitoare de păr lung. De păr lung, da. Da, cele cu părul scurs sunt mai... taie. Da, da. Taie, că oricum crește. Dar este recomandat să eliminăm aceste vârfuri un centimetru la 3 luni, mai ales după vară călduroasă, pentru că nu, ele se exfoliază și au un aspect negativ. Da, oricât am stiliza, oricât am coafa, nu. Dar aceste produse, de exemplu, dacă le aplicăm și ne umezim părul, vorba aceea, că te joci la mare, te duci în nos și așa mai departe, nu se pierd din păr în apă? Adică nu îți pleacă substanța aia din păr? Ba, da, depinde. Uleiul nu prea pleacă. El uleiul rămâne nu pleacă, acolo. El rămâne. De-aia când ne dăm cu ulei de plajă, putem să dăm și pe păr ca să putem intra. Îl strângem, îl punem într-o cască sau chiar dacă eu îl strângem așa, dat cu ulei, el devine un pic mai grăsos și nu este atât de afectat de apa sărată și de soare, bineînțeles. Și aplicăm acest ulei îl pulverizăm. În fiecare zi? Este recomandat noastre, să... Da?
la două zile, că el deja se îmbibă. Oricum, la mare șamponare este un pic mai deasă, pentru că normal. Este apa sărată. Așa și asta este. Nu poți să pleci și nici nu poți să te aranjezi cu apa normal. Sărată. Da. Nu poți să stai cu apa modelezi, sărată în păr. Da. A spus invitata noastră de 2-3 centimetri, un centimetru să mai tai pe mine. Mă interesează un lucru de foarte mult timp și anume, există cutuma asta împământenită, cel puțin la noi, la români, că din când în când trebuie să te razi în cap, să te tunzi, să-ți crească, să se regenereze. E treaba asta, un pic de adevăr există în tunderea asta la zero? Mai ales este... pe copii săraci. Exact. Da. Iau copii și tun la zero ca pe miei, înțelegi? Nu este recomandat la tunderea la zero, nu se regenerează, plus că asta vine din gena fiecăruia, deci fiecare dintre noi avem de la părinți, de la cum mamă, de la tată. Cum aveți de exemplu? Da. Mult păr. Exact. Deci doamna are un păr să vă trăiască, să zic așa. Da, este recomandat să ai grijă la copii, dar oricât ai face, nu poți schimba această genă. Fiecare semănăm cu mama, cu tata, asta nu poți schimba. Dar de... Și ai un număr de folicul piloș cu care corect, te naști. Corect. Da, da. Dar eu recomand totuși la băieți să folosească un pic mai puțin produse de styling când sunt adolescenți, pentru că afectează foarte mult rădăcina firului de păr dacă nu o aplici corect și nu o lași să respire în primul rând. Și recomand pe timp de vară la băieți să folosească mai puțin sau să se tundă un pic mai scurt pe partea frontală, pe partea de sus, ca să respire firul, rădăcina firului de păr și scalpul totodată. Da, eu am întâlnit cazuri, băieți de exemplu, care au folosit foarte multe produse de styling în adolescență, geluri, erau celebrele geluri colorate. Da, toate felurile. Și au chelit, să știi. Da. Chelit și au pierdut aici. Am caz. Da. Ai gaz. Am caz. Ești cu gazul tău. Am caz de la păr, așa cum are doamna, și folosirea în exces a acestor substanțe, geluri, ce vrei tu, creme, a ajuns un fel de lună semi-ovală, să zic așa. Da. E vorba și de ce produs folosește, că dacă sunt produse profesionale, este una, dacă sunt produse uzuale pe care le găsești în comerț, e altceva. Roxana, știu că tu colaborezi cu buna noastră prietenă Mihaela Rotaru la școală. Ei, vreau să știu, acolo la școală, ce te întreabă cursanții când vin să vorba aceea, să le predai totul despre, nu știu, păr și despre sănătatea părului. Ce interesează cel mai mult? Cel mai mult îi interesează protecția firului de păr, îi interesează cât timp să lase la dispoziție să se tundă, cât timp au la dispoziție să recomande clienților să revină la salon. Ei sunt foarte curioși, este foarte fascinant să împărtășești cunoștințele. Oameni minunați, să cunoști de fiecare dată oameni noi, minunați, curioși. Este o muncă extraordinar de frumoasă. Eu sunt pasionată, am o colaborare deosebită cu Mihaela Rotaru și recomand cursanților mei să vină la cursuri, să afle cât mai multe detalii și cât mai multe, conform modei, conform ce se cere în salon de către clienți, că până la urmă normal. Ei sunt importanți. Da. Ia că vreau să te mai întreb ceva, am o curiozitate apropo de keratină, pentru că ai menționat keratina. Ce este cu această keratină, acest tratament, da? Este folositor și pentru părul creț? Și dacă este pentru părul creț, ce efecte are asupra lui? Este foarte folositoare în șampon, este foarte folositoare și tratamentul cu keratină. Unul dintre ele hidratează foarte mult firul de păr și îl hrănește foarte mult pe o perioadă destul de îndelungată. Deci dacă avem un păr foarte uscat, de la diverse vopsiri și așa mai departe, de colorări, putem să aplicăm un tratament putem. Cu keratină? Se face mai mulți pași și durează un pic mai mult tratamentul, se face în cadrul unui salon, nu se poate face acasă. Deci nu scumperi acasă și te speli. Nu tratamentul ăsta deosebit de salon este vorba. Că poți să cumperi un șampon, că utilizezi un produs de styling cu e altceva, dar tratamentul cu keratină durează un pic mai mult și trebuie făcut în anumite situații și în anumite condiții ca să poată să aibă rezultatele dorite. Deci am putea să facem un tratament cu keratină înainte să plecăm la mare?
mare? Da, eu recomand, dar recomand și apoi. Da, da. Trebuie după aceea. Dar durează. El durează oricum mai mult, ține pe păr, este foarte eficient, da. Uh-huh. Păi eu zic că să încerci și tu. E recomandat și bărbaților? Cu keratină, da. Da, cu keratină, da. Păi ți-l tratează părul, nu se mai decolorează. Da. Dar bine că mi-a spus că eu vreau să mă rad în cap. Să aluneci mai ușor când da, 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 da. Când în noți se spargă valul mai bine. Dacă și cu ulei și da. Dar poate să-i afecteze soarele pielea capului. Nu mai am probleme cu freza. Pe stânga, pe dreapta, pe nici loc. Este bronzat pe pielea capului. Așa este, da. Da, și te arzi, Doamne ferește, dacă nu-ți protejezi scalpul. Da. Cine știe cum vii la emisiune după aia. Apoi soarele nu mai poate lumina atât de mult, atât de fascinant dacă se rade. La copilași ce facem? Le protejăm căpuțuri cu pălăriuțe? Da, cu pălăriuțe, cu șepcuțe foarte mult. Nu este, acum este un pic e mai de dur. De vreme, nu? Da. Ca să începem da, să se aplice produse. Da. Da. Astea se recomandă în general după 12 ani, 14 ani, cam așa, când se maturizează și definitizează firul de păr. Ei au un fir de păr deosebit, mătăsos, mai subțire. Molicel, așa. Da, e ca o pisicuță acolo, da. Apoi el se maturizează și devine de sine stătător și putem aplica și recomanda un produs tot așa, un șampon, pentru că se schimbă în funcție de metabolism, se schimbă și la adolescență firul de păr, se schimbă și pielea capului, se recomandă diferit șamponul pentru să nu se exfolia pielea capului, mai ales la adolescenți. Eu am plecat informată după toată această discuție, tu? Păi și eu am învățat niște lucruri noi pe care o să le aplic sau o să țin cont de ele atunci când plec și când stau acasă, că na, bine și trebuie. Acasă am părut facem asta și în oraș, normal. Nu neapărat da. Dacă mergem la mare, că vorba aceea. Atâta poluare care ne înconjoară. Și când revenim de la mare, este foarte important da. Să avem grijă. Mulțumim tare mult, Roxana, și te mai poftim pe la noi. Ne-a plăcut să vorbim cu tine și, într-adevăr, ai un talent așa în livrarea informațiilor. De aia te plac cursanții. Mulțumesc. Mi-a părut foarte bine să vă cunosc și să vin în această emisiune. Ne bucurăm tare mult. Jules, uite, știi o piesă cu un copil, când era el copil, așa? Când se bucura el ca un copil, când era fericit ca un copil... Nicușor Micșoniu, spune ceva? Da, îmi zice. Păi era avem. A fost Nicușor Micșoniu copil? A fost. Și a făcut chestia asta cu videoclipul. A fost și a făcut. Și îl vedem chiar acum, vedem clipul chiar acum și îl poftim pe Nicușor după aceea în emisiune. Hai să ascultăm piesa. Și mă opresc, dintr-o dată mă gândesc, oare-i bine ce-am făcut în timpul ce mi-a trecut. În față un copil vine, sărut mâna, el îmi spune să crești mare, îi răspund și gândurile mă și gândurile mă pătrund mă.
Merge-i timpul și s-a scurs anii mei unde s-au dus, mă. Te rog, Doamne, să nu uiți anii mei cei obosiți, să-i întorci dintr-un măsor, au fă-mă iar de un anișor, mă. Am revenit, dragii mei, sunteți la Între Prieteni, o emisiune care vă încarcă cu energie. Invitatul nostru, Nicușor Micșoniu, e tânăr, e frumos, e de la Mehedinți și iată, este aici lângă noi. Bine ai venit! Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de voi în această frumoasă emisiune și la Metropola TV. Într-adevăr, energie frumoasă aici, energii pozitive. Ne bucurăm. Și nu poate decât să mă bucure acest fapt. Bineînțeles, și eu îți ascultam piesa și ai o voce așa de caldă și de mângâietoare. De la cine ai moștenit-o? Păi, din câte am auzit de la străbunicul meu, care cânta, iată, vocal și cu fluierul,
Și pot să zic că îl moștenesc, pentru că eu cânt și cu fluierul. Liniile melodice sunt compozițiile mele și în mare parte le compun cu ajutorul fluierului. Textele tot eu le compun, adică... Ce ai învățat singur să cânt la fluier? Și am învățat singur să cânt la fluier, da, încă de mic. Uite, vezi, treaba asta nu știam. Vezi? Și nu mi-ai spus. Am ținut o secret. Păi dacă nu eram eu aici. De exact! Da. Păi de-aia suntem doi. Că... Întrebarea cheie, de unde înțelegi? Moștenești? Unul, celălalt, ca să se ridice la fileu, da. Și nu ți-a fost greu să înveți să cânti singur, că presupun eu că e un meșteșug acolo, nu pur și simplu. Automat, e un ger de 20 de ani. Nu e și ție se piesa, știi tu. Da, mi-aduc aminte că primul fluier pe care l-am cumpărat, mi l-a cumpărat bunica mea dintr-un târg de ăsta, de pe la țară, cum se fac târgurile. Cum erau, unde cântăm noi. Unde cântăm și noi, da. Și erau niște oameni acolo care aveau niște fluiere și bineînțeles că fluierul pe care l-am cumpărat nu era unul profi, profesional. Era de soc, mai înduit, artizanal, nu știu ce, da. Și m-am tot chinuit de când eram mic, intram prin baraca cu lemne și mă tot chinuiam să cânt de la fluier. Și cu timpul am zis, ia să trec la alt nivel. Așa. Am cumpărat un fluier upgrade, profesional. Am făcut un upgrade. Exact, așa. Upgrade. Așa. La fluier. La fluier, da. Și atunci mi-am dat seama că, de fapt, contează foarte mult instrumentul, contează să fie profesional, pentru că acela, bineînțeles, că nu era acordat. Normal. Nu era un ton. Da. Adică, în loc de fa major, era un fa diez. Mm-hmm. Adică, între mai tonuri. Mai falsat, cum am mai înțeles, falsat. Da. Și exersând în timp și cumva furând meserie de la instrumentiști, pentru că îi studiam și vedeam când cântau la fluier, am început să prind, cum zicem noi, am început să prind, adică am început să învăț, prind furat și exersând, am ajuns la nivelul la care sunt acum. Ce mai știi să cânti și la alte instrumente? Doar la fluier. Doar la fluier. Doar la fluier și bineînțeles... Bine, cred că la toate instrumentele de suflat te-ai pricepe, nu? Dacă ai e mai greu, e mai complicat. E mai complicat pentru că, de exemplu, la saxofon este altfel poziția mâinilor. Da, da, da. La clarinet. La viatură, multe găuri, la fluier ai șase găuri și... Șase găuri și acolo poți să te joci. E un instrument arhaic. Da. Da. Așa este, da. Și cum ți-a fost așa în parcursul, să zic așa, în cariera ta muzicală? A fost ușor? Ai avut și încercări? Pentru că, vorba aceea, nu există numai un drum lin și drept, nu? Apropo de asta, chiar mă gândesc mai spre sfârșitul carierei, pentru că au fost atâtea evenimente care fie m-au ajutat, fie nu m-au ajutat, dar am fost puternic și am trecut peste ele. Mă gândesc să scriu o carte. Și acolo voi povesti tot ce mi s-a întâmplat, pentru că eu cumva am plecat în viață de la un nivel destul de jos, ca și educație, ca și comportamente, și atunci plecând de acasă am văzut de fapt ce înseamnă altfel, ce înseamnă normalul și într-un fel sau altul m-am autoeducat. Au fost multe etape în viața mea, am întâlnit oameni, am avut norocul să întâlnesc cu oameni de calitate, oameni care m-au ajutat, m-au sprijinit și asta m-a făcut să fiu cel care sunt astăzi. Uh-huh. Dar cum a fost trecerea? Tu ești născut în Drobeta Drumul Severin, da, și te-ai dus spre Târgu Jiu, nu? Da. Cum a fost trecerea asta? Să zic așa că de mic aveam un plan. Adică îmi doream să ajung la București, pentru că aici știam că aici cumva, cum zicem noi, să ca și Maria Stroia. Ca și Maria Stroia, da. Știți cum este, cum spune și noi, la București se dă ora exactă. Aici, exact. Frate, da. Da. Ora exactă. Și atunci nu puteam să vin din prima la București, ținând cont și de nivelul meu de educație, comportament și așa mai departe. Când vorbesc de educație, mă refer la felul de a sta de vorbă cu oamenii. Deci, practic, eu am învățat totul, efectiv. Modul cum să stau pe scenă, cum să zâmbesc. Deci tu, practic, astea le-ai studiat de unul singur. Te-a ajutat împreună cineva? Cu niște oameni care au fost alături de mine și le mulțumesc. Chiar am avut un comandant de armată și mi-a spus, Nicușor, apar pe scenă, zâmbetul, drepți cămașa, tot timpul sunt pe tine să fii impecabil. Da. Vezi că știu, da. Să ai atitudine. Știi că se uită lumea, Dana, și la pantofii pe se care uită, i-ai în picioare. Te scanează așa. Da. Cum te simți, de exemplu, uite, apropo de ce spune Jul, când te urci pe scenă în fața unui public numeros, nu te simți expus că știi că ești analizat, studiat, vorba aceea, nu? Se uită lumea și la vorba aia, nasture, dacă e închis bine. Da, cum te simți? Exact. Exact. Păi asta am învățat în tot acest timp și m-a ajutat foarte mult să zicem că noi trăim pe scenă.
Adică avem o trăire pe care nu putem avea în viața de zi cu zi. Odată ce suntem în fața oamenilor, dintr-o dată, ceea ce simțim noi și ceea ce transmitem noi oamenilor este ceva deosebit. Pentru că atunci când transmiți, oamenii simt și trăiesc în același timp cu tine fiecare vers, fiecare notă muzicală. Este extraordinar, adică nu se poate explica în cuvinte ceea ce trăiești atunci când ești în fața oamenilor. Așa este, dar ai avut un idol, nu știu, din copilărie. Este, nu știu, un interpret de muzică populară la care ții foarte mult, pe care îl stimezi, nu știu. Am avut și este vorba de doamna Domnica Trop, un rapsod al zonei. Mie îmi plăcea încă de mic să vizitez rapsozii zonei și stăteam câte o săptămână și am avut norocul de a ajunge la doamna Domnica Trop. Doamna Domnica Trop este un rapsod din zona noastră. Este pe care... declarată, dacă mi se pare, tezaur uman viu. Uman viu, da, da, da. Da. Și era deschemată de doamna Mărioara Mărorescu, Dumnezeu să o odinească la tezaua poporii. Și mi-aduc aminte că chiar doamna Mărioara Mărorescu povestea că se ducea și o lua de la țară, pentru că Domnica Trop este o femeie simplă care se ducea cu vacile și spunea, da, să mă aduci și repede acasă, că rămân vașile de mâncat. Vorbim de graiul, da? Ce grijă, de la Mehedinți. De la, da? Mehedinți, da, 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 da. Plus că l-a mai ajutat... grăiești așa pe la București? Mai grăiești? Câteodată și în cântece încerc, da, să mai păstrez dialectul din Mehedinți. Aici este cumva, eu când am venit în București mi-a fost cumva greu, pentru că marea majoritate a oamenilor din București au impresia că nu știi să vorbești. Uh-huh. Adică dacă folosești un perfect simplu, fusei, mădusei, ca la noi la... Gata, la ești Olteni, de la țară. Da, da, da. Da, da. Eu deși pe ăsta nu știu să vorbesc. Așa este, da. Bine, mă amuză, mie îmi place graiul acesta, adică nu văd o problemă. Plus că noi aici suntem o metropolă, București. Da, e un mix. Metropola TV. Și fel de fel de oameni și normal ca limbile să fie amestecate, da, și dialectele și tot ce vrei tu. Așa este. Da. Și ce zisești că făcuși? Păi bine ce făcui. Da. Și mai ales dacă, de exemplu, mai vii, după ce că folosești perfectul simplu, mai vii și cu un dialect, facui și facui. Da. Adică, deja, zice, bă, l-ai asta, pierdut, da. Asta chiar că nu știe să vorbească, cine știe de unde am fi venit, din ce zonă sălbatică, vai de capul lui. Cum îți va fi această vară? Ce ți-ai propus să faci? Păi în această vară mi-am propus să mă distrez, să mă simt bine. Și asta și fac. Pe 6 iulie a fost ziua mea. La mulți ani! Să-ți dea Dumnezeu sănătate la mulți ani! Doamne ajută! Și m-am bucurat, am fost câteva zile prin Brașov, m-am bucurat de zilele cu soare, m-am bucurat de centru vechi din Brașov. Care am fost la un restaurant, da. Și vă sun un eveniment. Așa. Chelnerii s-au împătat. Adică, nu cred. De ce? Că era ziua ta? Nu cred. Nu, nu, că mi se pare că era ziua mai multora de acolo. Și au zis, hai să facem o petrecere. Un pic de colo, un pic de colo, știi? S-au amestecat, cum se amestecă lucrurile și băuturile și că să n-amestești nici femeile, nici băuturile. Și de aici, da. Și la un moment dat comandase niște clătite. Și au ajuns altceva la și bineînțeles că uitase. Și am mai venit încă o dată. Da, și ce mai doriți? Cu repetiții. Clătite. Au, clătitele. Da, da, au, da, clătitele. Da, da. Durează clătitele, domne, până bați ouăle, până alea, nu? Hai că asta n-am mai auzit. Da, da. Și la un moment dat a zis, îmi cer scuze, m-am îmbătat de fericire. Corect. Fericire. Micușor, trecerea ta pe la Târgu Jiu a fost de bun augur sau a fost așa o trecere pe care doar ai bifat-o, să zic? La Brancuzi, acasă. Da, la Brancuzi, da. Da, că e S-u, păi, da. Brancuzi, da? S-u, un singur S e Z. Exact. Da. A fost de bun augur, pentru că am fost norocos, îmi doream, de fapt, era un vis de-al meu să ajung la Doina Gojului și mă bucur că m-au primit în acest grup minunat, am făcut parte din ansamblu câțiva ani și chiar pot să spun că a fost o rampă de lansare pentru mine. Doina Gorjului și domnul Ion Ghițulescu, care era director artistic atunci, m-au ajutat foarte mult. M-au ajutat ca și, nu știu, modalitate de a cunoaște pe doamna Mărioară Mărorescu, pe doamna Elize Stan, de a ajunge la emisiunile de profil din TVR, de a ajunge la Edno, chiar, adică toate posturile de profil și așa mai departe. A fost un drum bun pentru mine. Dar la un moment dat am simțit, eu sunt un om al acțiunii.
activ. Și simți nevoia să evoluezi. Nu-mi place să mă plafonez. Da, da, da. Și am simțit la un moment dat că până acolo a fost. Adică de acolo da, înainte... Da, să treci spre altceva. De acolo înainte ar fi însemnat să stau acolo până la pensie și să nu se mai întâmple nimic. Ei, eu nu pot să fiu așa. Și atunci am făcut pasul pe care mi-l doream și am ajuns la București. Și altfel nu veneai aici la noi, vezi, uite, așa exact. Se leagă toate. Exact. Da? Totul are toate un sens. Toate drumurile duc la București. Bineînțeles, nimic îți mulțumim. Nimic neîntâmplător. Mulțumim tare mult, Nicușor, și să mai vii pe la noi, da? Cu mare drag. După ce trece vara, după ce ți-ai încărcat bateriile, vine toamna, te așteptăm cu piese și așa mai departe. Cântece foarte vesele el, să știi. Și peste două săptămâni avem și primul eveniment împreună din anul acesta. Ne pune Doamne pe danțuială, ajută. Jul. Da, da, da. Îți mulțumim tare mult. Cu mare drag. Cu mare și drag. Acum să ascultăm o piesă din repertoriul lui. Hai să vedem. Ești tu femeie, ești a vieții cheie, mamă iubită sau fică, o femeie te ridică. Ce ești tu femeie, ești a vieții cheie, mamă iubită sau fică, o femeie te ridică. Tu ai dar de a asculta, iar zar nu mai poți uita, șoaptă dulce într-o ureche, cea mai frumoasă pereche. Tu ai dar de a asculta, ierți, dar nu mai poți uita, șoapte dulce într-o ureche, cea mai frumoasă pereche. Ești rece, dar te-ți basc zece. Ești o mamă, o iubită femeie din cer venită. Ești un crivăț rece, dar te-ți basc zece. Ești o mamă, o iubită femeie din cer venită. Ai păcatul strămoșesc, înger demon te găsesc. Știi să treci prin toate în viață, tot cu zâmbetul pe față. Ai păcatul strămoșesc, înger demon te găsesc. Știi să treci prin toate în viață, tot cu zâmbetul pe față. Ești cu putere, când viața ți-o cere, poți să fii ca un bărbat în lume fără păcat. Tu ești cu putere, când viața ți-o cere, poți să fii ca un bărbat în lume fără păcat. Ești și mamă de copii, femeie ce poți iubi, știi să taci, să iei în seamă, sărut mâna ta de doamnă. Ești și mamă de copii, femeie ce poți iubi, știi să taci, să iei în seamă, sărut mâna ta de doamnă. Ești și mamă de copii, femeie ce poți iubi, știi să taci, să iei în seamă, sărut mâna ta de doamnă. Ești și mamă de copii, femeie ce poți iubi, știi să taci, să iei în seamă, sărut mâna ta de doamnă. Acum despre sănătate vreau să vorbim, am dănțuit destul și simt că mă ia o durere de mijloc, de la dănțuială. Da? A, credeam că de la alte cauze, să zic așa. Nu, dar nu ți se mai întâmplă așa, să te mai doare și pe tine în mijlocul, să te plângi, să nu mai știi ce să faci. La astea tot dai din mâini și din picioare și te simți bine și la un moment dat rămâi, hopa. Nu știu ce să mi se întâmplă, da? Într-o poziție așa. Despre terapia durerii vreau să vorbim astăzi și cum îi venim de hac durerii. Zic eu că dacă asculți ce ne spune invitata noastră de astăzi, nu o să mai existe durere pe pământ. Am câteva dureri și sunt numai ochi și urechi. Am poftit-o aici între prieteni pe doamna doctor Monica Sandu. Este medic specialist, anestezie și terapie intensivă și terapia durerii. Bine ați venit la noi! Bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sper că vom putea răspunde la câteva întrebări. Răspundem, cum să nu? Păi hai să vedem ce este cu această terapie a durerii. Să-i dăm așa o definiție. Deschidem un tratat, ne uităm și ce scrie acolo. Terapia durerii este o specialitate sau o
specialitate care se focusează, pune în centru diagnosticul, tratamentul și managementul durerii, pentru că nu totdeauna orice fel de durere poate fi tratată la maxim, la zero. Este o specialitate destul de recentă, care are la bază, să zicem, anestezia, dar după aceea a fost împrumutată și de alte specialități, precum neurochirurgia, neurologia, reumatologia, ortopedia și medicina de recuperare, astfel că regăsim în această specialitate ceva din toate aceste zone, cumva atinge toate aceste zone și printre durerile pe care le tratăm mai frecvent avem durerile de spate, durerile de cap, dureri osteoarticulare, dureri în patologie oncologice sau dureri din zona pelvină. Deci aceasta ar fi aplicabilitatea, da? Da, nu numai. Bineînțeles că există și alte, deja alte tipuri de dureri, dar acestea sunt cele mai frecvente. Comune. Exact. Păi uite, tot vorbeam cu Jul și ne-am tot plâns unul altuia de diverse dureri. Suntem tineri, dar ni se mai întâmplă, mai rămânem înțepeniți, nu știm ce să mai facem, ne mai ține o durere o lună, de exemplu. Un junghi, ceva. Și atunci omul tinde să se ducă imediat la pastile ca să scape de durere, dar se pare că nu funcționează chiar așa lucrurile, nu? Adică nu trebuie să ne ducem imediat acolo în cutia cu medicamente și să ne luăm ce ne cade în mână. Nu funcționează. Ce funcționează în cazul acesta? Sau mai degrabă, care ar fi momentul în care ne gândim că avem să nevoie. Nu ne tratăm da. Singuri sau da. Să... Avem nevoie să mergem la un specialist. Exact. Da. Ideea următoarea, că durerea este principalul motiv pentru care pacienții se adresează, pentru că uneori sunt lucruri care deranjează ceva mai puțin. Este fiziologic să ai durere, dar se poate întâmpla ca uneori durerea, deși este tratată, deși găsim motivul, să treacă undeva de durere acută și să devină o durere cronică, care ne afectează calitatea vieții, care nu ne mai lasă să ne odihnim, care ne împiedică să ne efectuăm activitățile obișnuite. Și atunci e cazul să ne adresăm unui medic de terapia durerii, pentru că el are o vedere de ansamblu și atunci ne poate ajuta cumva să înțelegem și motivele pentru care aceasta s-a întâmplat și deci ce putem să facem pentru a preveni o posibilă recidivă. Dar prin uneltele pe care le are la dispoziție, cum ar fi infiltrațiile sau alte metode de tratament minim invazive, ne poate ajuta să tratăm durerea. Dacă este nevoie, medicul de terapia durerii poate să folosească și consulturi interdisciplinare și să ne trimită, să ne direcționeze către un alt medic. Tocmai pentru că, exact cum spuneam, are o vedere mai de ansamblu și știe exact care este componenta care trebuie adresată. Și să dăm așa, nu știu, câteva exemple, dacă ar fi în zona mijlocului, să spunem așa, o criză de sciatică, un lumbago, se poate trata? Bineînțeles că se poate trata, este foarte important, exact cum spuneam, ca pacientul să vină la un consult, fie că este vorba de un consult live, fie că este vorba de un consult online, sunt lucruri pe care le putem înțelege și făcând un consult online, dar... Diferența ar fi că în momentul în care pacientul vine pe lângă acele întrebări pe care le punem la examenul anamnestic, putem să vedem și dacă există modificări la examenul clinic. Dacă, de exemplu, pacientul vine cu o durere lombară, care radiază pe membru inferior, dar are să zicem, un deficit motor, în sensul că singur poate a observat că nu reușește să mai calce la fel, atunci, bineînțeles că o să fie nevoie să îl trimit mai departe către un neurolog pentru un examen de electromiografie, pentru a vedea cât de, să zicem, cât de gravă este leziunea pe care o are, pentru a ști dacă este ceva ce noi putem să tratăm sau trebuie neapărat să trimitem către neurochirurg. Ați pomenit despre infiltrații. Ce sunt acelea? Pentru că toată lumea știe, trebuie să faci infiltrații, toată lumea știe ce e cu ele, dar nu știm când este necesar, că nu facem tot timpul așa, nu? Infiltrații după ureche. Evident, decizia se va lua de comun acord, cu medicul, da. În funcție de ceea ce pacientul necesită, dar așa o diferență, să zicem, între ceea ce facem la terapia durerii și infiltrațiile care se fac la cabinet, ar fi că aceste infiltrații sunt făcute, să zicem, sub ochiul imagisticii. În sensul că ne ajutăm de diferite unelte, de ecografie, de fluoroscopie, de CT, în funcție de ceea ce ne interesează să vedem,
pentru a aduce acul și substanța exact la locul în care este problema. Asta ar fi o mare diferență, ne ajută atât să evităm alte lezarea unor țesuturi care pot să fie structuri vitale, importante, poate vorbim despre plămân, dar în același timp ne ajută să fim cât mai siguri de rata de succes, pentru că orice facem și ca infiltrație se încadrează totuși într-o statistică. Evident, nu toate în procent de 100% vor avea rezultatul scontat, dar rezultatul contează foarte mult de precizia cu care au fost realizate. Facem foarte multe infiltrații, după cum spuneam, se fac infiltrații în foarte multe locuri în corp. Substanțele pe care le injectăm sunt diferite în funcție de ceea ce, în funcție de patologie și în funcție de ceea ce noi vrem să obținem. Dacă este, de exemplu, vorba de o patologie inflamatorie, atunci este cazul să injectăm o substanță antiinflamatorie care va reduce inflamația, va reduce durerea pacientului, permițându-i mai departe să meargă la kinetoterapie. Dacă este vorba de un țesut care a fost, de exemplu, lezat, fragilizat, atunci putem să folosim substanțe care au proprietăți regenerante, cum ar fi celule stem, de exemplu, sau plasma bogată în trombocite. Iar dacă este vorba de, ca și exemplu, osteoartrită și vrem să câștigăm, să zicem, timp și spațiu în articulație, atunci putem să folosim substanțe viscoelastice, ca și colagenul, precum ca colagenul. Ca să ungă acolo, exact, articulație. Exact, ca și cum aș pune ulei la un mecanism. Exact. Da, da, da. Cumva dar, să fie mai fin. Dar la cât timp după ce ai făcut aceste infiltrații simți o schimbare? Simți că într-adevăr schimbarea te-ai mai dezmorțit, mergi mai bine, să zicem, nu poate te mai poate să fie imediată, deși nu ăsta este efectul pe care neapărat ne bazăm. Ne bucurăm când pacienții ne spun că au avut de imediat, nu neapărat imediat, dar imediat în primele zile post-infiltrație au avut efectele scontate, dar realistic vorbind, noi ne așteptăm ca undeva la 10 zile post-infiltrație, într-adevăr, să scadă durerea într-un procent semnificativ. V-am zis, nu e neapărat statistica, așa ne spune, pacienții ne spun uneori că sunt bine mult mai devreme. Dar sunt dureroase aceste infiltrații? Simți așa o jenă cum vine cu acul acolo? Aș zice, acum întrebarea e cum mai e mai cum pentru bărbați. Uitați-vă o colegă, puțin la Jul eu când auzi de ace. Eu am făcut infiltrații, da, dar le-am făcut în modul ăla clasic, cum spune invitata noastră. Da. O doctoriță, super doctoriță, să-i dea Dumnezeu sănătate, care măsura cu degetele și cu ghionturile de la degete unde se introducă acul fix să nu lezeze alte chestii probleme pe acolo. Da. Și am făcut vreo 6-7 chestii din astea și atunci când îmi băga acul, troznea. Au. Și de-aia am făcut așa, pentru că și acum, după ani de zile, simt... Mai resimți, da? Troznetul acela... Amintirea, da? Amintirea, da. Dar mulțumesc lui Dumnezeu, acele 7 infiltrații m-au ținut vreo 15 ani. Ia-uzi. Adică am fost perfect din punct de vedere fizic, să zic. Dar apropo de ce ați spus, exact asta era ideea, că asta e, ce mi-ați spus acum este o infiltrație în orb, iar ceea ce facem noi este de mai mare precizie și atunci ce ați făcut noastră ați făcut în mod repetat pentru a putea să asigurați un răspuns care este pe care, care s-ar putea obține ceva mai repede și în mai puține infiltrații atunci când ne ghidăm. Adică către asta acum tindem. Bine, să fim mult mai... Că medicina a evoluat, exact, normal, exact, normal, exact, ca să fie evident, citită mai da, bine. Da. Dar asta nu înseamnă că ceea ce s-a făcut înainte sau ceea ce se face în continuare fără imagistică nu ajută, doar că ceea ce facem noi este ceva mai țintit și mai precis. Eu mai am o singură întrebare. O singură mai întrebare? Mai avem, da. Da, avem întrebări. Eu ascult că sunt interesată. Am oareși ce legături cu ce se discută aici și vreau să înțeleg. E o întrebare care o să vă surprindă, să știți. Așa. Cu ce tratăm durerile în cot? Deci este o întrebare cât durerile în cot, da. Da, dureri, sau la cot. Da, da, durerile da. În cot sunt dureri foarte serioase și foarte importante. Depinde care este motivul. Pot să fie epicondilite, pot să fie fracturi. Așa că, în primul rând, trebuie să știm despre ce este vorba. Și doi, se pot trata
Dacă e fractură, o tratează ortopedul. Dacă sunt inflamații de tendoane, ligamente, atunci le putem trata noi cu substanțe antiinflamatorii sau substanțe regenerante, așa cum spuneam, în funcție de care este motivul durerii. Deci durerea în cot nu este puțin, este persoane care leșină de la durerea în cot. Nu e bine spus, deci durerile în cot sunt cele care ne leșină, ca să spun așa. Am văzut că am poate văzut, simțit da. Când te electrocutează, așa dar, este, da. Simplu simți așa. Ai un nerv acolo. Asta este nervul ulnar care este lezat. Da. Și e o durere îngrozitoare. Deci nu. Nu vreau să mă gândesc. Deci nu e o expresie bună cu durerea în cot. Nu. De cine poate beneficia de beneficiile terapiei durerii? Așa, aveți pacienți, cred că nu? Sunt, cum spuneam la început, în primul rând este cam toată masa de populație care are dureri cronice, bineînțeles. Ne putem adresa și pacienților care au dureri acute și o luăm așa, o să o luăm exact în ordinea frecvenței în care vin. Cei mai mulți sunt cei cu durerile de spate, adică cea mai mare proporție a pacienților sunt cei cu dureri de spate, dureri lombare, dureri cervicale și ceva mai puțin toracale, pentru că durerile de spate provin din cauza faptului că trăim o viață destul de sedentară și atunci asta are repercuții. Și nu ne antrenăm mușchii aceștia paravertebrali, exact, nu? Exact. Asta este și motivul pentru care după aceea trebuie să facem kinetoterapie și în general trebuie să facem kinetoterapie. Chiar dacă facem infiltrații, da? Chiar dacă facem infiltrațiile, deși pacienții și eu aș vrea să cred că ceea ce facem noi este un fel de magic bullet. Ia durerea, uite așa, cu mâna și ia. Exact, avem o baghetă magică și luăm durere. Da, luăm durerea, doar că noi tratăm durerea acută, dar trebuie să educăm pacientul și să explicăm foarte bine și să înțeleagă motivul pentru care are durerea. Asta este ceea ce obținem, de fapt, în cursul anamnezei. El trebuie să ne explice motivul și încercăm să reparăm și să lăsăm la o parte infiltrația noastră, să după aceea să-l trimitem mai departe, să își antreneze musculatura, pentru că, de fapt, de aia am și ajuns acolo. Și după durerile lombare și cervicale? După durerile lombare cervicale sunt durerile osteoarticulare, așa, da. Banalele artrite, probleme legate și de vârstă, de înaintarea în vârstă. Dar cu reumatismul cum stăm? Îl tratăm și pe el tot așa? Reumatismul, dacă ne referim strict la componenta de articulații, când e vorba doar de o articulație, se pot ajuta. Dacă este vorba de artrite reumatoide, atunci este cazul greu, să fie tratate de către reumatolog. Pentru că acolo suferința este una generalizată, nu este neapărat o suferință localizată. Iar care bolile poate fi acestea tratată degenerative, de genul coxartroze, gonartroze? Cu siguranță, ele cu siguranță fac parte din patologiile noastre majoritare, ceea ce întâlnim frecvent. Adică sunt normale și avem o sumedenie de metode prin care îi putem ajuta. Așa cum spuneam, sunt patologii degenerative, deci mai devreme sau mai târziu cumva se ajunge acolo și, din păcate, mai devreme sau mai târziu va fi nevoie pentru cei mai mulți dintre ei de intervenții chirurgicale. Dar ceea ce putem noi să le dăm este fie timpul de care au nevoie până rezolvă anumite probleme, fie să le dăm un timp să efectueze kinetoterapie, să întărească musculatura, adică nu poate să o fie alinare, ceva. Exact, nu poate să fie ceva pentru totdeauna. Mulțumim tare mult pentru prezența. Vă mulțumesc. Am aflat multe lucruri interesante și vă mai poftim pe la noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mult succes. Mulțumim frumos la fel. Dragilor, după cum bine știți, la Metropola TV am inițiat o campanie, se numește Români Remarcabili, iar în episodul de astăzi vreau să vorbim despre Johnny Răducan. Priviți material. Îmbrățișa muzica, până când și poziția corpului pe care o avea atunci când cânta era înclinată către instrument, cu tandrețe. Johnny Răducanu, acel personagiu din România, așa cum se autocaracteriza, s-a născut pe 1 decembrie 1931, la Brăila, într-o familie de romi cu tradiții muzicale de peste 300 de ani. A studiat muzica toată viața. Inima îi bătea în acordul muzicii și de aici era și foarte riguros în ceea ce privește execuția corectă. Punea accent pe acord să fie făcut
ca la carte. Cu o credință în Dumnezeu, spunea că de acolo își lua forța să cânte și de-ar fi în agonie, tot ar cânta. Niciodată nu a făcut compromis de la valoare. Nikita Stănescu, un bun prieten al său, l-a supranumit monstru sacru al muzicii românești. Cât de sărac trebuie să fii tu, Johnny, la suflet, cât de sărman dacă transformi toate sunetele naturii, mai întâi în cântec, mai apoi în lacrimă, spunea Nikita Stănescu. Ca om, a fost întotdeauna un jovial, un individ pus pe glume, deși în sinea sa a rămas un singuratic, dar și un critic înverșunat al realităților nedrepte din viața de zi cu zi. Întrebat la bătrânețe ce a învățat din viață, Johnny spunea: fiecare om este programat să facă ceva bun și frumos în viață. Iubea frumosul, își iubea țara, despre care spunea în ultimii ani de viață, când sfârșitul îi era pe aproape: aș vrea să mor, dar să văd țara mea că e undeva, că barca a pornit, pentru că poporul român este un popor capabil. Johnny Răducanu a trecut la cele veșnice în Împărăția Cerurilor în 19 septembrie 2011, însă muzica lui nu. Aici, pe pământ, este veșnică. A venit momentul să vedem ce ne pregătește frumoasa noastră colegă Oana Constantin la emisiunea ei Dincolo de ceea ce știm, și am poftit-o astăzi în platou și n-a venit singurică, ci cu un invitat. Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Astăzi am venit cu Maria Timuc, care este scriitoare și terapeut. Și uite, am aici cele două cărți. De fapt, Maria are foarte multe cărți, așa, dar eu am doar două aici. Dăm să-mi cele mai aici la, frumoase la chipuri camera. Ale iubirii, după Rumi. Chipuri ale iubirii, și da. Pași către tine însuți, puterea frumuseții interioare, dacă vrei să o iei și, și pe aceasta, cu semnele mele. Am văzut că ți-ai făcut aici tot felul de semne. Am notițe pentru emisiune. Deci vorbim despre iubire astăzi? Despre iubire, Dana și Jul, da? Despre iubirea romantică, dar o să o las pe Maria să vorbească. Hai să vedem ce este cu această iubire romantică și dacă sunt mai multe clasificări așa ale iubirii, da? Ca să știi pe ce scară unde ne aflăm. Da, da, da. Bine. Există multe tipuri, multe forme de iubire. Așa. Iubirea romantică este una dintre mm-hmm. ele, da. Iubirea romantică se referă la iubirea dintre bărbat și femeie, în principiu, dintre doi parteneri, dar existența întreagă este fundamentată pe iubire. Normal. Pentru că Dumnezeu este iubire și atunci formele iubirii sunt multe altele și până la urmă toate formele iubirii sunt romantice și frumoase. Dar eu vreau să știu așa, dacă există relația de iubire perfectă, pentru că toți ne imaginăm că vrem așa un partener ca în bazme să fie așa și pe dincolo și mulți pleacă la drum în găsirea unui partener ghidându-se după anumite lucruri, fiecare, nu știu, ce vrea să caute și ce vrea să găsească. Nu avem la ce să raportăm standardul de perfecțiune decât la Dumnezeu. Atunci numai iubirea noastră în relația cu Dumnezeu poate să fie perfectă. În rest, relația dintre noi oamenii e perfect imperfectă, nu? Este, da. Dacă se poate spune așa, perfect imperfectă, dar tocmai imperfecțiunile sau câteodată chiar și suferința o fac să fac relația să fie frumoasă, să aibă grație, să aibă frumusețe, să devenim mai conștienți de noi înșine și nu câteodată când ne este teamă devenim mai smeriți, mai vigilenți, mai conștienți de noi înșine. Dar există mai multe feluri de a iubi? Sau iubim toți în același fel? Nu iubim în același fel. Fiecare iubește, nivelele de intensitate sunt foarte diferite, ca la vulcani. Unul mm-hmm. e rupe cu 2,5 pe scara Richter, altul cu 7-8 și sigur că există nivele diferite de iubire. Asta ține și de destinul ființei.
în primul rând, cred că de destin și, în al doilea rând, depinde și de cât îți permiți tu, ca ființă umană, să-ți dai voie să iubești. Frica de iubire este una dintre cele mai mari probleme ale oamenilor și aceasta dă intensitatea, mai mică sau mai mare. Frica chiar este o problemă importantă, probabil cea mai mare dintre toate, care nu ne dă voie să fim cu totul într-o relație, să ne dăruim total, să ne abandonăm total stării de iubire. Are Jul o întrebare? Stimată doamnă, eu pe final l-am ascultat și am o singură întrebare pentru dumneavoastră. Foarte serioasă de altfel. Iubirea de sine, până unde poate fi dusă? Până acolo unde poate fiecare. Iubirea de sine înseamnă, de fapt, reconectarea noastră cu Divinul, cu Dumnezeu care s-a întrupat, care a venit în ființa noastră să aibă o experiență umană. Și aceasta înseamnă iubirea de sine, reconectarea noastră cu sinele divin. De aceea îi spune iubire de sine, că există multe definiții pe care le dau fiecare. Aceasta este din punctul meu de vedere. Iubirea de sine înseamnă întoarcerea mea completă, totală la Dumnezeu, la divin, ceea ce se întâmplă, dar foarte rar în existența umană și le se întâmplă celor care se iluminează, care ajung într-o stare de iluminare. Am înțeles. Gata, eu mi-am luat informațiile. Eu o să mă uit în continuare la emisiunea ta, Oana, pentru că ai un subiect foarte interesant și foarte frumos și bine ales astăzi. Felicitări și pentru cărți. Mulțumim. Și pentru subiect și te mai aștept, bineînțeles, mâine să vedem ce mai pregătești, ce mai pui la cale. Sigur că da, aici voi fi. Mulțumim. Jul, plecăm acasă? Plecăm acasă, e joi, numai mâine e vinerea, vreau să zic, un weekend binefăcător pentru toată lumea. Am lovit-o și astăzi, a fost bine și astăzi, Doamne ajută și pentru mâine. La revedere, zic! V-am pupat, dragilor, ne revedem și mâine la ora 14, suntem aici, 2 ore împreună până la ora 16, nu uitați să zâmbiți!